Cât de bună e piesa, cât de bune sunt și versurile și cât de actuale sunt. Salut, Cătălin, bine venit! Salutare, bine v-am găsit! A început o săptămână nouă. Am început o săptămână nouă, am văzut azi dimineața pe Instagram, pe contul tău, că ți-ai cumpărat crose și le lustruiai și... Dar ce român n-are o crosă? Niște găuri mai trebuie să căutăm, dar cred că dacă ieșim pe străzi, rezolvăm și treaba asta. Asta e, mă, pentru orice vârstă... O crosă este binevenită. Bine că te-ai dus spre crosă, mi era teamă. Da, suntem și la, pe Facebook, da, contul asta, Radio Europa FM. Începe rațiunea zilei chiar acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Veștile începutului de săptămână nu sunt dintre cele mai bune, prieteni. Rata de pozitivare în România a crescut la 16%. Ce înseamnă asta? Adică câte teste sunt pozitive din numărul de teste făcute. E adevărat că s-au și făcut mai puține fiind weekend. În general e pe la 10% în ultima săptămână. Vestea și mai proastă este că în București, de exemplu, nu mai sunt paturi la ATI. Spune asta... Ne-am întors de unde am plecat cu alte cuvinte. Suntem în urmă cu cât? Cu 6-7 luni. Cam așa. Cam așa. Asta e un anunț pe care l-a făcut doamna Beatrice Mahler, directorul Spitalului de Pneumologie. Ea spune câteva lucruri care sunt foarte dureroase. Zice așa, în dimineața asta am internat la spital pentru că am reușit să avem locuri, dar din păcate locurile eliberate au fost doar prin moartea pacienților care vin foarte bolnavi la noi. Afectarea cu care vin este extrem de mare, capacitatea lor pulmonară este important afectată, vin foarte târziu, sunt foarte puține șanse medicale de succes în cazul lor. Dintre cei bolnavi, 90% sunt nevaccinați, pentru ei avem emoții, pentru cei aproximativ 10% care sunt vaccinați, avem speranțe, spune directoarea spitalului Marius Nasta. Acum, avem două județe care sunt în scenariul roșu, Satu Mare și Ilfov. Alminter, în Ilfov am avut și o școală, o localitate închisă la școală vreme de o zi, dar autoritățile spun că birocratic acolo e o neînțelegere la afumat și că de mâine vin la școală, dar nu sunt departe de 6 la 1000 când se închid și școlile și trec în online. Ce înseamnă când e scenariul roșu? Înseamnă că se folosește acel certificat verde. Știi? Certificatul ăla care arăți că ești vaccinat sau vii cu testul PCR pentru a intra în diverse locuri publice. Pe bază de cod QR, indiferent că... Pe bază de cod QR, da, ăla poate fi citit. Acum există o prognoză făcută de coordonatorul campaniei de vaccinare, care crede, deci doctorul Valeriu Gheorghiță, spune că în jurul datei de 15 octombrie am putea ajunge la 20.000 de cazuri pe zi. Probabil că vă întrebați dacă urmează alte măsuri sau o chestiune de genul acesta. Deocamdată nu, autoritățile au introdus acest certificat verde și vor urmări pragul de 3%. Dacă se depășește în localitățile în care se depășește, să folosesc, de fapt, aceste certificate ca să intri, știu eu, la restaurant, în loc public sau dacă ai o adunare. Școlile vor rămâne deschise până când pragul de 6 la 1000 este depășit și atunci se va trece în online, dar în acest moment alte măsuri nu sunt preconizate. Cătălin, îți mulțumesc. Vă reamintesc că puteți găsi înregistrarea emisiunii și pe pagina noastră de Facebook Radio Europa FM și pe site-ul europafm.ro. Mâine te așteptăm din nou la România în direct de la 13:15. Muzica Europa FM este la un click distanță. All my favorite music on demand. Apasă play oriunde vrei. Europa FM.